Scumpii mei frați, iubită familie îndoliată, care cu inimile cernite de durerea despărțirii sunteți azi prezenți aici. În numele lui Iisus Hristos și în numele Tatălui și al Fiului și a Duhului Sfânt, vreau să vorbesc din Sfânta Evanghelie a Sfântului Evanghelist Luca, din capitolul 16, începând cu versetul 18, 19, chiar da, pilda bogatului nemilostiv. Mi-aș intitula predica din ziua aceasta, când vrei să te pocăiești? Când e timpul tău? Era un om bogat care se îmbrăca în in, în porfiră și în in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și-a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Și-a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri de chin, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Până aici, Sfântul Cuvânt al Evangheliei, rostit de slăvita gură
a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, glorie Lui! În înfățișarea acestei pilde și acestor lucruri și acestor oameni despre care ne vorbește în pilda aceasta, putem vedea realitatea așa zilelor noastre. Și în zilele noastre, lumea împărțită în bogați și în săraci. Și în zilele noastre sunt oameni care nu vor să se pocăiască, măcar că pocăința este un ordin al lui Dumnezeu. Și Ioan Botezătorul tot așa spunea în timpul lui, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos striga la fel, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Apostolul Petru și el spune așa, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat și apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci păgăduința asta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, adică peste mii de ani, oricât or fi ei. Porunca rămâne aceeași, pocăiți-vă. Când e timpul să te pocăiești? Mulți așteaptă și zic, mă voi pocăi după ce îmi căsătoresc copiii. Alții spun, mă voi pocăi mai la bătrâneță. Alții spun, acum sunt preocupat. Alții sunt, acum sunt prea distrat, sunt unii care zic, am atâția prieteni, cum să-i părăsesc? Trăiesc o viață din belșug în toate, ce pocăință acum? Mă voi pocăi eu cândva. Dar când? Când trebuie să te pocăiești? Cuvântul lui Dumnezeu, în Eclesiastul, cel mai înțelept om, Solomon, și-a exprimat părerea când trebuie să se pocăiască oamenii. Adă-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Vedeți? Tu aștepți alte vreme, alte zile, tu aștepți alte cotituri ale vieții. Dar porunca lui Dumnezeu vrea ca de tânăr tu să te pocăiești. Pocăindu-te de tânăr, vei putea pricepe rostul vieții tale însăși și rostul vieții pe pământ a omenirii. Scumpii mei care ascultați acest mesaj, vedeți aici, Lazar era un pocăit, dar era nefericit în soarta lui, fiindcă tot trupul era atăcat de bube. Și avea și el o țoală rea pe el, care sub puterea zămurilor ce curea din bube, toată bine s-a copt, s-a rupt. Așa că câinii care își făcea milă de el, când vedea că lor le dă de mâncare și la Lazar nu-i dă nimic, mergeau și îl alintau, îl alinau, lingându-i bubele, căci haina lui era toată coaptă și ruptă pe el. Și-ți închipui un om bolnav, un om nefericit în soartă, bogatul, prea fericit,
nu-și făcem milă, măcar să-i facă un umbrar. Îl lăsa pe trepte afară. Acil bătea vântul, acil ploua, acil ardea soarele, cu câine afară. Închipul palatului era mare, putea într-o cameră mai dosnică undeva să-l fi cazat și să-i ducă măcar o dată pe zi ceva mâncare. Dar nu, știți de ce? Bogatul de atunci era ca unii de astăzi. Și unii de astăzi li urât de pocăiți. Și la bogatul ăla erau urât de pocăiți. În ce privește viața lui, nu-i puteai băga nimic de vină alta. Cum scrie aici? Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în insubțire. Porfira era haine pentru regi, pentru căsele regale. Numai căsele regilor aveau haine cu fire vopsite în porfiră, în tot felul de culori. Da, el avea bani, era îmbrăcat așa. Pe deasupra, în fiecare zi, el avea musafiri, de mese. Ne scrie acest Sfântul Cuvânt că în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Ăla nu fuma, nu bea, nu desfrâna, nu făcea rele, nu se certa, nu înjura. Avea o viață strălucită. Dar cu toate acestea, două lucruri l-a determinat să ajungă în iad. Când vrei să te pocăiești, dumneatale, care auzi cu ocazia acestei înmormântări a prea iubitului nostru frate Vasile Todor, care a fost printre noi un frate scump, blajin, iubitor, cu minte, dar i-a sosit ceasul și anii și Domnul l-a chemat la el acasă, glorie Domnului. Acum, dumneavoastră care mă ascultați, când vreți să vă pocăiți? Că dumneavoastră aveți mai multe păcate decât bogatul ăla. Unii beți, alții fumați, alții faceți alte lucruri pe care ar trebui să le lăsați, să părăsiți lumea asta și să vă pocăiți. Dar când? Porunca e să-ți aduci aminte de Dumnezeu chiar din tinerețe. Și dacă n-ai știut, astăzi, dacă auzi glasul lui, zicea apostolul, să nu vă împetriți inima cum au făcut evreii în pustie, la masa, la Meriba, unde au ispitit pe Dumnezeu. Să nu faceți așa. Dumnezeu, în bunătatea Lui, v-a dat și ne-a dat la toți belșug, avem haine, avem mâncare, avem căldură în căs, avem tot ce ne trebuie. Dar pocăința lipsește la mulți. Acum, priviți la Lazar pocăitul. A suferit boala, a suferit temperiile vremii, a suferit disprețul bogatului și altora care îl vizita pe bogat. Dar a venit o zi
când o escortă dumnezeiască de îngeri de la Dumnezeu trimisă, i-a chemat sufletul și l-a însoțit până l-a dus în sânul lui Avram. Asta e soarta adevăratului pocăit, care nu cârtește, care mulțumește lui Dumnezeu pentru orice lucru. Asta e soarta pocăitului. Am văzut din astea, am văzut persoane care au murit proslăvind pe Dumnezeu, am văzut persoane care au murit pe genunchi, am văzut persoane care au murit predicând la amvon, am văzut persoane care în clipele morți au văzut îngerii lui Dumnezeu, care au venit după ei. Bine, timpul a trecut, boala i-a curmat zilele, îngerii și-au făcut datoria, l-au luat și l-au așezat, după limbajul nostru, în rai. După cei de atunci evrei, în sânul lui Avraam. Ei, dar a venit timpul ca să moară și bogatul. Cu toată strălucirea vieții lui, cu tot luxul, cu toată bogăția, într-o zi le-a părăsit pe toate. Și când le-a părăsit pe toate, l-au îngropat, ce să facă cu el. Nu i-a folosit la nimic, nici bani, nici avere, nici haine scumpe, nici prieteni. L-au îngropat. Da, el a ajuns în chinuri, în iad. Și acum din iad se îndreaptă în sus și îl vede pe Lazar în sânul lui Avraam. Părinte Avraame, el era din neamul lui Dumnezeu, era dintre evrei, ca și cum sunt acum atâția dintre creștini. Părinte Avraam, te rog, trimite-l pe Lazar. Eu fost scârbă de el toată viața cu boalele lui, cu sărăcia lui cumplită. Dar acum atâta m-aș bucura să-și moaie degetul în apă, să vină să-mi pună pe limbă, ca să-mi răcorească limba, grozavă schinuit în văpaia asta. Nu se poate, fiule. Adă-ți aminte de diferențele de când trăiei, în ce lux ai trăit tu, în ce sărăcie o trăit el, ce bogăție aveai tu, ce chinuri avea el. Așa că el a fost chinuit, acum aici ai mângăiat, tu invers. Nu se poate. Dar pe lângă aceasta, între noi și între voi, o prăpaste așa de mare că dacă cineva de aici, de la noi, vrea să meargă la voi, să nu poată merge. Și dacă cineva de la voi ar vrea să urce la noi, să nu poată. Prăpastea asta e tare mare, nu poate trece niciun vehicul aerian, oricât ar fi de perfecționat, nu se poate. Ei, apoi dacă nu, părinte Avraame, știi ce te rog? Am în casa tatălui meu 5 frați, lasă pe Lazar să se ducă, să le adeverească aceste locuri, aceste chinuri, să le adeverească unde sunt și nu cumva să vină și ei aici. Dar nu se poate între noi și voi, prăpastea asta, nu se poate. Și apoi chiar dacă ar mere unul de aici, nu se pocăiesc. Au acolo Biblia, unde scrie Moise, unde scrie toți prorocii, unde scrie apostolii, scrie Iisus. Au toate la îndemână, au acolo evangheliști.
au oameni care predică Evanghelia de la amvoane, de la altare, la radio, la televiziune, pe Zoom mai nou acum. Au acolo să asculte de ei. Dacă n-ascultă de ei și dacă unul din mor să scoală, tot nu-l ascultă. Părinte Avrame, frații ăștia mei, dacă ar merge Lazar să le spună, eu cred că ar asculta. Și zice el, auziți expresia lui, nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Ai văzut de ce a ajuns bogatul ăla cu viața așa strălucită în iad? Că n-a vrut să se pocăiască. Și toți câți n-ascultă porunca lui Iisus, a lui Ioan Botezătorul, a lui Petru, a lui Pavel și a noastră, a predicatorilor, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pocăiți-vă și botezați-vă, că un botez care nu știe nici cum a fost ziua, cu soare sau cu ninsoare, un botez care nu știe ce te-a întrebat botezătorul și n-ai putut răspunde nimic, ăla-i nul, ăla-i o înșelăciune. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să-ți mărturisești păcatele și apoi să fii botezat. Pe un copil de 40 de zile, ce păcate să mărturisească? Sau cum, că el încă nu știe nimic, nu are grai? Ei, vedeți, noi trebuie să ne întoarcem la Evanghelie și trebuie să-L credem pe Domnul Iisus, care a înviat din morți și ne-a spus tuturor, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Matale care mă asculți, pune-te, rog, mâna pe Sfântul Cuvânt, Biblia, citește Evangheliile și în special Evanghelia lui Ioan, citește-o și te vei lămuri singur, fără ca cineva să zici că te lămurește. Citind Evanghelia după Ioan, te vei lămuri singur și vei vedea adevărul pe care Domnul Iisus Hristos l-a exprimat. Fie slăvit Domnul! Scumpii mei ascultători, luați seama, vedeți vremurile cum sunt, vedeți că toate astea ne spune că venirea Domnului a doua oară e așa de aproape. Când vrei să te pocăiești? În iad? Nici de cum. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Caută pocăința, caută pe Iisus, îndreaptă viața. Leapă de tot ce-i stricat din viață și adună ca o comoară cuvântul lui Dumnezeu în inima matale și astfel vei ajunge să-L cunoști pe Iisus și Iisus te va binecuvânta și vei avea astfel pace cu Dumnezeu. Mărească-se numele Domnului! Așa de mult îmi trage mie atenția și la tot cuvântul bogatului din iad. Nu, părinte Avrame, versetul 30, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Ai văzut? Toată casa tatălui său nu vroia să se pocăiască. Cine era tatăl la bogatul ăsta, așa cu minte, așa luxos, așa bogat,
așa bine îmbrăcat, așa vesel tot timpul. Cine era tată? Cuvântul ne spune, toată lumea zace în cel rău. Și casa tatălui său era toți oamenii de pe pământ care nu ascultă de Dumnezeu, erau frate cu bogatul și tatăl lor era diavolul. Și că era cinci frați, reprezenta cele cinci continente cu viață cunoscute atunci. Toți oamenii din cele cinci continente cu viață erau frați cu bogatul. Toți nu vroiau pocăința, toți ură pe cel năcăjit și nu-l ajuta, toți n-aveam milă, toți oamenii doresc luxul, bogăția, distracția, mesă peste mesă, bucurii. Dar toate acestea, la urma urmii, nu te ajută cu nimic. Am avut ocazia să cunosc pe unul care a făcut multe lucruri în viața lui, dar avea mulți bani și când a tras de moarte în spital, a zis către fată să se ducă să cheme pe pastorul Sârbu Ioan. Și când l-a chemat, a spus, Ioane, eu am 100.000 de lei pus deoparte, era tare mult atunci. Și ți-i dau să-i dai la săraci, oare mă iartă Dumnezeu, mă primește în rai și pe mine? Frate, Dumnezeu nu te iartă pe bani, El te-o iartă dacă aici, când trăiești, trăiești așa cum scrie cuvântul. Măi, asta-i baică, voi a zis ca voi, am făcut ca mine. Și strigă la fată sa, du-te și în cutare loc am ascuns eu banii ăia, 100.000, adă-i. Ăsta spune, nu-i aduc, că eu nu-i iau. Ioane, eu mor. Păi, dacă mori, te duci acasă, te duci unde ți-ai pregătit, ce să-ți fac eu? Du-te tu, adă banii. Nu mere, că nu iau. Și povestind, a închis ochii și s-a dus. Oamenii își pun nădejdea în bani și își pun nădejdea în avuții și își pun nădejdea în personalități mai înalte ca ei, că îi ajută. Dar în ceasul morții nimeni nu te ajută. Numai Iisus, dacă l-ai slujit, ăla te ajută. Mărească-se numele Domnului. Alipiți-vă inima de Domnul Iisus și El vă va ajuta să treceți din viața asta în viața veșnică, de aici, din toate câte le întâlnim, în fericita stare a Raiului. Domnul să ajute pe toți ascultătorii mei. Amin.